există două faze ale luptei, una la sol și una în picioare. Să-și încurajeze favoriții. Haideți! Cine să fie? Ovidius? Careios? Care din ei? Domine această luptă. Pe Ovidius. Hai să vedem. Pentru Darius. Cine se pronunță pentru Dareios? Haideți cu curaj. Câștigător.
Ovidiu s-a ajuns într-o poziție din care era imposibil să mai continue lupta. Însă, nici măcar eu, Publius Elius Hadrianus, fiind cunoscător al culturii grecești, nu am mai văzut o asemenea execuție. Sunt puțin derutat. Am nevoie să o văd din nou. Știu că în anul 117 nu există reluări, dar de această dată trebuie să existe. Așa că o să încercăm să reluăm această execuție. Să mai repet încă o dată. Vreți să o mai vedeți o dată? Da! Da! Trebuie să o mai execut o dată, pentru că am înțeles parte din ea, dar parcă nu e chiar atât de clară. Dar nu aveți parte de pe. Spectacol, o să mergem cu toții acasă și o să încercăm să o executăm. Câștigătorul primei lupte este Dareios din Histria. Să-l aplaudăm și pe Ovidius. Glorie victis, glorie celor învinși. Thank you.
dificultate. Haideți să-l încurajăm! Doamnelor și domnilor, Alexandros este învins, nu mai poate continua această luptă, priviți în ce poziție imposibilă se află. Coloniile grecești au învins cetatea mamă. Haideți să-l aplaudăm cu toții! Careios din Histria, din Histria noastră, câștigă această competiție. Întreaga cetate Histria îi va celebra victoria.